frumos la tine Vai, câinele ce care scump este e, în ce scump e. platou. L-am văzut în curte înainte când am venit aici la emisiune, dar n-am știut că o să vină la noi acest câine. Era cu stăpâna, cred, Da, dacă am văzut eu da. bine. Bună Ia dimineața! uite Hai, ce ce se faci? filmeze. Ia Ce uite ce faceți? se joacă. Noi ne jucăm aici în platou, dar... Ce drăguț! Mihai, ce avem aici în platou? Avem un pui de Rottweiler. Este pui ăsta? Avem un pui de Rottweiler care are 7 luni. Un Da? pui care te-ar Are putea mânca de viu. sus, gata, Incredibil ce gata. rapid a reacționat. Și care Cum este îl mult cheamă? alintat, are să-l cheamă, are 7 luni. 7 luni? Da, Uite, eu am citit că Hai, chiar aici. mi-am luat o informație. Câinele Rottweiler învață comenzi de dresaj după vârsta de 6 luni, adevărat? Nu, el lucrează chiar mai devreme. Noi am început un predresaj, am început să ne jucăm, suntem prieteni foarte buni. Ce să spun, Rottweilerul este totuși un câine, unul dintre cei mai buni câini de pază, extrem de devotați, extrem de iubitori. Cum îl cheamă? Ares Din îl cheamă. Ares? Ares, 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 hai băiatul. Să-l ții bine. No, Să-l ții bine că mi se pare că se uită cam el urât la cel mine. mult se va Ares, juca. hai băiat, hai la mine. Hai, Cel mult se Ares. va, da, îl provoci. Dar oare mă mușcă? Nu, 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 nu o să te muște. Ares, hai E un băiat, câine aici, foarte... hai mă. Așteaptă. Dacă îl vrei, îl iei și îl ții la tine. Da, haide. Nu, no, lasă-l. Bine, vrei să te muște, vrei să te Este... scot de aici Nu, e foarte jucăuș, e foarte bocățele? sociabil. El se joacă și cu câinii, nu atacă pe nimeni. E un copil. E un copil, te uiți la el în ochii lui, este un copil, acum se vede la televizor și e... Spuneai despre câinele Rottweiler că Dar oare este... dacă vine acolo lângă tine mă O mușcă? să sară pe tine să te lingă și să te murdărească. Beni, nu cred Serios? că vrei Te avertizez. să O să fii... pleci foarte pupat. Îmi Dacă place n-ai fost foarte mult. talentat până acum, o să te O să-mi alintezi. ofere el afecțiunea de care nu am parte. Îmi place foarte mult Rottweiler-ul. Din ce știu, erau folosiți în război de romani. Fost folosiți în război și folosiți în mod special pentru a duce pungile cu bani ce le erau legate la gât, după care au fost folosiți în cea mai mare parte la tot ceea ce înseamnă pază, bază de teritoriu, paza turmelor, paza personală. Este unul dintre cele, sau este una dintre cele mai bune rase pentru pază. Are o Da. energie totuși, ieșite din comun pentru gabaritul pe Se care... spune că inițial au fost reproduși pentru a conduce bovinele la piață și mai târziu au fost folosiți pentru a trage cărucioare pentru măcelari. Da, a fost folosit în foarte multe domenii. Probabil pentru că sunt puternici sau Și de au ce. fost cei mai vechi Dar la... predominant pentru pază. Cei mai vechi câini de poliție, atenție! Da, au fost, sunt și acum Și în folosiți, armată. sunt și acum folosiți în poliție, în armată. De ce acești câini? au un temperament deosebit. Eu le-aș spune oamenilor de acasă să-și cumpere un Rottweiler, dar să facă educație cu el, pentru că este un câine E greu foarte... de dresat. Nu este greu de dresat, dar are orgoliu, este un câine temperamental, este un câine care nu acceptă așa să-l deranjezi sau să vină un alt câine să-l deranjeze foarte Nu mult. este un câine timid și fricos? Nu este un câine timid, fricos cu atât mai mult, nu se pune problema. Chiar de foarte puține ori am întâlnit frică la Rottweiler. Este un câine care, din punct, foarte mulți au spus că ar fi imprevizibil, dar dacă mă întrebați pe mine, nu. Cred că este una dintre rasele care te obligă să faci lucrurile ca la carte de la bun început. Adică să faci școală. Da. Eu Exact ce, se uită exact la ce el, spuneam, s-a văzut pe el. exact ce spuneam, este foarte temperamental. Te păzește, Se uită la televizor. poate să... Gata, tata, Eu gata, tata, da. Nu-mi vine să cred. Deci, când m-am spus, este copil, efectiv, deci... Doamne, stau să mă gândesc Are, cu... tată, Uite, ce-i, stau tată? să mă gândesc cum vede un câine. El acum oare vede colorat sau... Da, bine, Când eram eu v-am mic. mai spus că nu mă bag în situații În medicale, detalii dar tehnice. cred că se vede bine Când eram la mic, televizor. aveam un... Când Da, eram iubirea mic, țin minte, știi? Aveam un câine, îl chema Teddy și era Teddy era Rottweiler. Rottweiler, da? Și l-am iubit foarte mult, mi-am dorit dintotdeauna să mai am Da, încă și el este o un dată cățel un câine. foarte alintat. Și, sincer, mi se Are pare foarte țapăn pentru 7 luni. 7 luni? Da. Da, este...
Da. Cât de mare crește? Adică mai dacă crește. El așa chiar asta vorbeam așa acum cu stăpâna, că de-abia acum începe să se dezvolte cum trebuie și să na, o să arate ca Rottweiler. Deocamdată este un puiuț. Cu ce hrănim un astfel de câine? Mâncare de câini, cu mâncare barf, acea mâncare crudă despre care vorbeam și în zilele trecute. E un câine foarte mișto, un câine care o să te iubească foarte. De câte ori trebuie să hrănim un câine? Pentru că poate uneori o facem inconștient, fără să ne dăm seama. Uneori o facem prea puțin, uneori o facem prea mult. Este foarte important și de el ca și câine cum este. E important să nu se îngrașe, este important să nu... obezitatea totuși la câini există, dar și în momentul în care dăm prea puțină mâncare, există posibilitatea să dezvoltăm o hiperactivitate, o nemulțumire, care, mai ales la genul ăsta de rasă, să pună serioase probleme. Foarte curând el o să intre în concursuri. Rottweiler este și o rasă care se pretează la tot ceea ce înseamnă concursuri de frumusețe și... Că vorbim de concurs de frumusețe, cum pregătim un astfel de câine Rottweiler pentru frumusețe? E foarte important să-l socializăm. Orice am face cu el, este important să socializăm cățelul, pentru că, așa cum spuneam, este un câine care există posibilitatea să nu accepte persoane străine și în concurs trebuie să accepte, sau alți câini foarte temperamentali, una dintre rasele care se manifestă în ringul de arbitraj. De asta eu țin foarte mult să-i socializez încă de mici, să-i obișnuiesc cu alți câini, tocmai ca să nu aibă niciun fel de tentă de agresivitate în ring și în general în viața de zi cu zi. Faci niște pregătiri mai intense înainte de concurs? Socializările și prezentările de ring înainte de concurs cu o săptămână, da, pun accent pe ele. Are Rottweilerul ceva în comun cu ciobănescul german? Pentru că stau să mă gândesc că și aceia sunt folosiți de poliție, la bază, și mă gândesc că au ceva în comun. Nu, sunt rase diferite, cumva originare ambele din Germania, deci cumva sunt rase la care se umblă foarte mult la genetică, dar Rottweilerul rămâne totuși o rasă. Întotdeauna când am auzit de Rottweiler și de Pitbull, cel puțin când am crescut la țară și aveam niște vecini, era teroare, adică ne era foarte frică. Și stau să mă gândesc în situații de genul, un câine ca acesta, cum îl controlăm într-o situație în care e provocat sau... Așa cum am spus, sunt câini foarte temperamentali, dar dacă și care ne obligă în momentul în care cumpărăm un pui de genul ăsta, achiziționăm un pui de gen, ne obligă să facem lucrurile la timpul lor, adică să începem predresajul, dresajul, socializarea. Nu este, din punctul meu de vedere, nu este o rasă... Bine, eu am și oricum o problemă cu uitatul câinelui în curte, dar nu este o rasă pe care să o uiți în curte, într-un țarc sau eu știu unde, să nu-l bagi în seamă și să-ți aduci aminte din când în când de el și să nu te taxeze într-un fel. Să te taxeze într-un fel, mă refer la, când spun asta, mă refer că există posibilitatea ca o plimbare sau în momentul în care dorești să pleci cu el la medic, veterinar sau eu știu unde, există posibilitatea să întâmpli serioase probleme. E un câine pe care trebuie să-l ținem legat sau îl putem ține liber? Niciodată legat. Eu întotdeauna niciodată legat niciun fel de câine? Nu. Eu nu aș ține niciodată un câine legat în lanț sau de foarte multe ori nu sunt de acord nici cu padocul, dar... De ce nu? Pentru că, mai ales, în general, când stai la bloc, ești obligat să scoți câinele afară. Ești obligat pentru că stai la bloc cu el și nu îl lasă să-și facă nevoile în casă. Ești obligat să-l scoți afară, ești obligat să îi consumi energia. În momentul în care îl duci la curte, e posibil să-l bagi într-un țarc sau să-l lași chiar în curte și să nu-l mai bagi în seamă, pentru că consider că își face nevoile acolo, uite, consider că face mișcare acolo. Noi avem acasă la părinții noștri 3 câini, ce rasă e, mă? Ciobănesc asiatic. Centru asiatic, da. Păi dacă i-au fost tăiate și celălalt masculin, nu, dar sunt imensi, nu știu, sunt o imensitate de câini. Și am fost acum acasă, am ieșit pe câmp cu ei și a trebuit ca să o ținem pe ea legată, că am zis că ceilalți doi nu o să plece în situația asta. De unde? Că s-au dus, nu i-am mai am strigat la ei și am mai găsit când ne-am întors de pe câmp, că am fost într-o plimbare pe deal și când ne-am întors erau în fața porții. Dar nu ascultă, nu știu, da, cum să-i trebuie dresăm. Să ne gândim și la altceva. Trebuie să ne gândim ce s-ar fi întâmplat
dacă în această plimbare am fi întâlnit un alt câine. Am fi întâlnit un alt câine și ar fi dat nas în nas cu ceilalți doi. Ce s-ar fi întâmplat? A fost o situație... Încăierare, nu? Sigur că da. Și în momentul în care vorbim de un centru asiatic, în momentul în care vorbim despre un Rottweiler în cauză, trebuie să ne realizăm că un conflict între un câine și un câine din rasa, din aceste două rase, poate să lase urmări serioase. Uite, de exemplu, ei au vreo 8 luni, cam tot așa, și dacă eu vreau să iau câinele acela să-l aduc la tine, să-l dresez, cam de câte ședințe are nevoie un câine, un astfel de câine, să învețe principiile de bază sau da. Nu știu exact. Între 2 și 3 luni de zile de pregătire, dar în acest timp trebuie introdus și stăpânul. Adică predarea el va sta 3 luni la tine? Între 2 și 3 luni, da. Nu neapărat să stea. Poate să stea și la el acasă și poate să facă dresaj de la el de acasă. Cum? Adică vine instructorul canin acasă, dacă e în zonă, bineînțeles, okay. Și lucrează deci pe teritoriu. Deci tu te și deplasezi, da, și online nu și... poți face. Ai cum să... Real, dai niște sfaturi online, ai cum să dresezi câinele, okay. Pentru că omul trebuie învățat și să țină lesa în mână corect în momentul în care are un câine... Ce interesant. Mai ales de și oricum, în general, se ține lesa în mână într-un anume fel, trebuie să înveți omul să lucreze, să-și folosească câinele, să manevreze cățelul. De asta ești acolo pus. Deci revenind la asta, este important să, și uite, și un centru asiatic la fel, este important să, sunt rase care te obligă să începi lucrurile de la bun început, la vârsta care trebuie și cu pașii corespunzători. Și dacă eu, de exemplu, aduc câinele la tine 2-3 luni și după aia nu mă mai recunoaște ca stăpân. Pe asta spuneam mai devreme, că în aceste 2-3 luni trebuie să introduci stăpânul, nu există să nu te recunoască câinele, există posibilitatea să nu dorească să lucreze cu tine, să te considere mai apropiat decât ar trebui, eu știu, și să te ia în joacă, să vă jucați. După aceea, după ce l-aduc la dresaj la tine, mai latră la străinii care vin la poartă sau o să se împrietenească cu toată lumea, că dacă s-a împrietenit cu tine, așa se va împrieteni. Depinde cum este educat cățelul. Depinde cum este educat, pentru că dacă vrei să... Păi eu vreau să le duc să fie de pază. Să fie și de pază, dar și un câine foarte educat, bineînțeles că o să-și păzească teritoriul. Foarte important cum este educat el ca și mentalitate. Stai, educat până să-l aduc la tine sau te referi deci cum le duci tu? M-ai întrebat după. După ce se întâmplă, după ce absolvă cursul de dresaj, el va fi un câine care își va păzi teritoriul dacă va fi învățat. Okay. Depinde foarte mult ce va fi învățat. Deci păi și ce să-l învăț ca să facă asta? Se introduce câinele în grup de pază, în grup de disciplină, împreună cu stăpânul, încep să lucreze și stăpânul învață să manevreze câinele în prezența altor câini. Câinele învață să se lase manevrat de către stăpân în prezența altor câini. Noțiunea de stăpân proprietar, sunt foarte mulți oameni care sunt deținători de câini, rase, etc. și nu sunt considerați de către câinii lor stăpâni, sunt considerați proprietari, ei sunt doar proprietari. Stăpânul este un statut pe care omul și-l câștigă în lucru și în relația cu câinele. Foarte interesant acest aspect, e bine de știut. Uite, citeam aici, Rottweiler este foarte cunoscut pentru faptul că știe să facă flotări. La ora asta cât când face genoflexiuni. Da, face și genoflexiuni. Bine, când ai zis că e cântă. Uite, sau a făcut canto. Chiar vorbesc serios, zice că este cunoscut pentru faptul că sforie prea mult. Băi, uite, la asta nu m-am gândit. Dar nu cred că sforie atât de mult. Cred că mai degrabă... Da, e o rasă care... Este foarte mult folosit în luptele în arene. Nu mai e folosit la nimic acum, probabil că a fost folosit și da, asta. A fost folosit în luptele din arene. Dar în mod special... Ce faci, dai drumul? Nu.
În mod special, păi, l-am supărat. Nu, în mod special la tot ce înseamnă pază. Este un câine de pază care a dus această sarcină cu brio în toți anii. Credeam acum când umbla acolo în mintea lui, băi, ți-ați început să cam aberația, stați așa să rezolvi problema. S-ar putea să se supere pe voi. N-ai văzut. Deși în această dimineață sunteți foarte documentați. Oricum este dresat și tu doar dintr-un cuvânt îl vei opri din drumul lui către noi. Da, el mă ascultă, dar îmi place foarte mult să-l și alin. Văd că îl mângâi, lasă-mă l păr. Nu lasă mult păr. Nu, dar iarăși depinde foarte mult de condițiile de viață, de stresul câinelui și de mâncarea pe care i-o dai. Mihai Nae, mulțumim tare mult că ai venit dimineața asta cu acest minunat câine. Eu ador Rottweiler-ul. Unde te găsim pe Instagram? Mihai Nae Dresaj, oriunde, pe Instagram, pe Facebook, Mihai Nae Dresaj tot. Peste tot și are și un podcast canin pe care îl găsim pe YouTube. Da, trebuie să-l continuăm, da, am vorbit cu medici diferiți despre toate problemele, despre o parte din problemele importante cu care se întâlnesc căței noștri. Mihai, uite, vreau să te întreb că poate sunt telespectatori care se uită la noi, uite, intram în cadrul tău, scuze, poate sunt telespectatori care nu au Instagram, sunt mai în vârstă și au un telefon. Dacă vrei să ne spui numărul tău de telefon și poate vor să contacteze. Mă rog, îl găsiți pe site, dar eu cândva am început un concept, n-am vrut să dau site-ului meu un nume americanesc, ca să spun așa, cum face toată lumea. Da, da, da. Am vrut ca oamenii... prețurile pentru dresaj canin să fie accesibile și pentru oricine și pentru persoanele cu nu atât de mulți bani, da. Dar și pentru cei care n-au o problemă din punctul ăsta de vedere, așa că acum 10 ani de zile m-am gândit la conceptul ăsta și am promovat un site care se numește www.dresajieftin.ro. Mulți au înțeles greșit ideea. Eu nu mă bat niciodată de la ideea mea. Voi știți, mă cunoașteți de atâta timp, da. Deci cumva eu am promovat acest site unde am arătat, zic eu, multe lucruri. Așa că puteți să intrați pe el, pentru că zic eu că... Da, oricine cred că are internet și poate și să... Și acolo găsiți și numărul meu de telefon. Deci... Știm unde te găsim, acolo să intrăm. Mulțumim că ai venit în dimineața. Eu vă asta. Mulțumesc. Ia uite că și Ares vă mulțumește. Și Ares, tot intru în cadrul tău. Între timp, noi am găsit pe...